Deci, cine sunt în țării, cu cine votează și ce știți mai mult decât? Nu, dacă nu filmați. Ce se poate spune despre țipțeri în două fraze? Nu mă interesează chestiile astea de... Ce ați descoperit? Ați făcut un doctorat pe tema aceasta. Domnul profesor Sul spunea că este o realizare extraordinară în zona etnicității. Nici chiar mă deteniu ce? Să... Ce ați sintetizat așa mai deosebit? În primul rând, despre țipțe nu se știau foarte multe lucruri. Literatura română de specialitate pe geografie nu există, mai mult pe partea de istorie sau lingvistică. S-au evidențiat câteva studii, dar în limba germană, atât de la Centrul Șvabilor Dunăren sau de la Bucovina Institut din Augsburg sau, știu eu, Adalbert Stifter Institut din Linz. Am reușit să aduc în teza de doctorat o altfel de perspectivă de cercetare a grupurilor etnice, în primul rând, cu studiul de caz, bineînțeles, pe cel al țipțerilor. Aportul a fost atât cel de natură istorică, cum ar fi documentele din arhivă de la Viena, pe care le-am consultat, dar și foarte multe interviuri și studii de teren, chestionare, anchete, focus grupuri. În mare parte, ele au constat un material viu, actual, și am reușit prin asta să aduc cât de cât la zi cercetările asupra acestui grup. Costumul pe care îl aveți are vreo legătură cu... Da, costumul pe care îl am este o marcă emblematică a vorbitorilor de limbă germană din România, mai puțin oarecum a țipserilor, pentru că ei, venind în secolul 17 în Maramureș, și-au venit ca și oameni săraci, muncitori la pădure, sunt foarte recunoscuți cei de pe Valea Vaserului, din Vișeu de Sus, județul Maramureș, precum și cei din Bucovina, de la Iacobeni, Vatra Dornei, sau cei din Banat. Ei nu și-au permis să-și întrețină costumele populare, astfel că pe parcurs, când au început să devină din ce în ce mai activi și mai vizibili în câmpul, să zic, cultural, atunci i-au adaptat un costum german. Dar cel pe care eu îl port astăzi are aceleași culori și aceleași elemente componente ca și cel pe care îl prezintă în spectacole sau în manifestări culturale, țipțerii din Vișeu de Sus. Am înțeles. Deci un port există, drapel, pretenții teritoriale au? Nu. Nu sunt într-o fază avansată de aculturație și asimilare. Numărul lor este infim, practic nu mai reprezintă astăzi. Infim, ce înseamnă? S-au declarat 700 de persoane la ultimul recensământ. În realitate sunt mai mulți, doar că din anumite motive au declarat sau nu apartenența la grupul etnic german.